În urmă cu exact un an, alături de primarul municipiului Ionești, domnul Nicolae Ignatiuc, inauguram lucrările la un obiectiv pe care alții s-au chinuit să-l realizeze în 30 de ani. În schimb, guvernarea social-democrată și administrația locală din Ionești se pregătesc să finalizeze acest obiectiv, care a durat aproximativ un an și jumătate, a avut parte de o finanțare asigurată prin PNDL și de un constructor foarte bun. Tot în urmă cu un an eram în București să vă anunțăm începerea licitației pentru documentația aferentă autostrăzii Bacău-Brașov. Astăzi suntem la fel de bucuroși să vă anunțăm că această procedură s-a încheiat și se va semna în câteva zile contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic aferent autostrăzii A13 Bacău-Brașov. Până la urmă, acesta este obiectivul cel mai important al echipei social-democrate pe care noi l-am anunțat pentru următorii 4 ani, realizarea autostrăzii Iași-Bacău Brașov, care să treacă prin Onești și să contribuie la dezvoltarea comunității oneștene, dezvoltarea județului Bacău și dezvoltarea întregii Moldovei. Exact acum un an de zile, alături de președintele Partidului Social-Democrat, domnul Dragoș Benea, am fost prezenți aici la debutul unei lucrări finanțate pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Este vorba de podul de peste râul Trotuș și că după un an de zile suntem practic la realizarea într-un procent de 70-80% acestui pod. Suma cheltuită până în acest moment este de 4,7 milioane de lei, dar tot foarte important, sau ceea ce este mult mai important, este faptul că până în perioada 15 iulie, 1 august, aceste lucrări vor fi finalizate, recepționate și acest pod va fi dat în trafic. Deși în mai 2019 eram în plină campanie de europarlamentare, ne-am asumat să începem acest obiectiv, convinși fiind că nu trebuie să pierdem nicio zi pentru implementarea cât mai rapidă a unor asemenea obiective de mare interes. Continuăm să ne ținem de cuvânt.